De Hanu Ancuței a auzit multă lume, chiar și cei care n-au citit volumul cu acest titlu al lui Mihail Sadoveanu, cuprinzând 9 povestiri. Sintagma a devenit un bun public, folosit și ca brand în industria hotelieră. Măcar pentru aceasta merită să citim sau să recitim Hanu Ancuței. Această carte este o mega povestire despre arta povestirii. Seamănă într-un fel cu 1001 de nopți. Ne cucerește nu numai prin întâmplările istorisite, ci și prin ceremonialul istorisirii. Locul ales de scriitor pentru desfășurarea acestui ceremonial este un han cu un zid ca de cetate. Ne aflăm într-un alt timp decât al nostru, pierdut în negura timpurilor. Totuși nu foarte îndepărtat, probabil începutul celei de-a doua jumătăți a secolului XIX. Hanul are o hangiță, ce cuvânt pitoresc, hangiță, păcat că nu-l mai folosim, o femeie încă tânără, frumoasă, plină de vino încoa. Mulți călători poposesc aici, atrași și de farmecul ei. Ritualul povestirii despre care deja am vorbit se desfășoară în fiecare seară în sala în care se ia masa. Mușterii, poate ar trebui să spunem clienții, ca în vremea noastră, povestesc întâmplări ieșite din comun, trăite de ei înșiși sau auzite de la alții. Cu alte cuvinte, spectatorii sunt și actorii acestui show patriarhal care mizează mult pe vinul adus în carafe pântecoase ca acelea care îi plăceau lui Eminescu când mergea la Bolta Rece cu Ion Creangă. Și pe lentoare. Nimeni nu se grăbește, nimeni nu recurge la excentricități pentru a-și mări audiența. Totuși, o anumită preocupare pentru rating există. Nu întâmplător, unele istorisiri sunt precedate de o promovare insistentă și, în plus, în cazul uneia dintre ele, se practică amânările repetate pentru a crea o așteptare în rândurile ascultătorilor. Maestrul de ceremonie este un răzeș, căruia îi se spune Ioniță Comisul, deși în realitate nu este comis, și care poate fi considerat un boem al acelei lumi atemporale. Iată citatul. Era un om înalt, cărunt, cu fața uscată și adânc brăzdată, în jurul mustății tușinate și la coata ochilor mititei, pielea era scrijelată în crețuri mărunte și nenumărate. Ochiul lui era aprig și neguros. Obrazul cu mustață tușinată părea că râde cu tristețe. Îl chema Ioniță Comisul. Dumnealui Ioniță Comisul avea o pungă destul de grea în chimir, sub straile de șiac sur, și venise călare pe un cal vrednic de mirare. Era calul din poveste înainte de a mânca tipsia cu jar. Numai pielea și ciolanele, un cal roib, pintenog, de 3 picioare, cu șaua înaltă pe dânsul, neclintit într-un dos de părete, cu mănunchiul de ogrinși sub bot. Eu aici strecător, cuvânta cu oala în mână dumnealui Ioniță Comisul. Eu un calic și pornesc în lumea mea. Roibul meu e totdeauna gata, cu șaua pe el. Cal ca mine n-are nimeni. În calic îmi plesnesc căciula pe ureche și mă duc, nici nu-mi pasă. De dus însă nu se ducea, stătea cu noi. Povestirea cu care începe seara este spusă de acest personaj romantic și este mai curând o snoavă, bine aleasă, ca mijloc de declanșare a bunei dispoziții și a plăcerii de a evoca întâmplări de demult. Este vorba de o încurcătură care se termină cu bine. Comisul Ioniță este involuntar nepoliticos cu domnitorul Moldovei, fără să-l recunoască și considerându-l un simplu mușteriu al hanului. Iar domnitorul nu se supără. Nu există o formulă unică pentru povestirile care urmează. Una este un love story, alta un mic roman de aventuri, alta un episod sângeros din viața haiducilor, etc. Dar toate seamănă prin voluptatea narării, prin admiterea boieros democratică a oricărui necunoscut pe lista celor înscriși la cuvânt. În descendența lui Boccaccio și a lui Chaucer, dar mai puțin libertin decât ei, Mihail Sadoveanu aduce în prim plan ca personaj povestea. Da, personajul principal al cărții este povestea.
Această carte încântătoare, Hanu Ancuței, a apărut în 1928. Citind-o, ar fi bine să ne aducem aminte de soarta lui Mihail Sadoveanu. Extremiștii de dreapta, dinainte de război, l-au detestat, acuzându-l de apartenență la francmasonerie și au ars cărțile în piețele publice. Comuniștii, deși scriitorul a făcut pactul cu ei, l-au privit cu circumspecție din cauza unei nostalgii a României patriarhale prezente în aproape toate cărțile lui. Anticomuniștii l-au acuzat de colaborare cu autoritățile comuniste, inclusiv prin publicarea sub semnătura sa romanului propagandistic Mitrea Cocor, scris probabil de altcineva. Aproape nimeni nu l-a iubit, nici măcar cei care l-au admirat. Aproape nimeni nu-l iubește nici azi, nici măcar cei care îl admiră. Și totuși, farmecul scrisului său răzbate prin aceste împrejurări nefavorabile și ajunge mereu la noi, așa cum este soarele maestos din nori, ca happy end al oricărei furtuni. Talentul și numai talentul asigură gloria postumă a marelui scriitor.